Salutare dragi urmași! Bun venit pe canalul nostru! Frumosul actor Halil Ibrahim Ceyhan a dus la veterinar câinele iubitului său Slatir Koglu. Acest gest frumos nu trece neobservat. Potrivit zvonurilor, Slatir Koglu nu a putut să-și ducă câinele Buffy la veterinar din cauza intensității serialului. Prin urmare, Halil Ibrahim l-a întrebat pe Ceyhan. Din moment ce Halil nu a putut să o spargă pe Sila, a dus câinele la veterinar. Ajutorul și sfaturile medicilor veterinari sunt foarte importante pentru a proteja sănătatea câinilor. Pentru a proteja sănătatea câinelui iubitului ei, celebra actriță a mers la veterinar. Exista o garanție că tratamentele recomandate de veterinar vor fi eficiente asupra câinelui. Pentru a aplica tratamentele recomandate de veterinar, celebra actriță și-a dus câinele iubitului la veterinar până la finalizarea tratamentului. Această priveliște frumoasă a fost văzută pentru a-și arăta dragostea profundă pentru iubitul ei. La revedere!